Gheorghe Zamfir. Oh, maestru Zamfir, la fel, în anul 2 de facultate, cred că eram când am cântat prima oară, când l-am cunoscut și am cântat prima dată cu dumnealui. Everest și dumnealui? Everest și dumnealui, desigur, și am cântat de multe ori împreună. Băi, deci trebuie să-ți povestesc o fază. Doamne sfinte, am fost odată în Turcia cu maestru. Ba nu! La Cairo, când am fost a doua oară, am fost cu maestru Zamfir într-un concert. Și când am întors, dumnealui fusese nu de mult operat la picior. Și când am întors, cei din Cairo, din aeroport, sunând la Istanbul, că aveam escală la Istanbul, așa a fost zborul, au spus că vor neapărat un cărucior cu rotile ca să-l plimbe pe maestru, să nu meargă foarte mult, fiind aeroportul foarte mare, să nu... Bun. Dar eu n-am înțeles că e vorba de un om care are nevoie. Am înțeles că sunt we are six people traveling, valid people traveling through Europe. Și au venit. Noi, evident, așteptând să plecăm împreună cu toții, au venit, a ieșit toată lumea din avion, a venit o platformă din aia la nivelul avionului, au intrat niște oameni cu niște cărucioare cu rotile, noi stând cu toții jos pe scaune și se ridică maestru Zamfir, așa, să pun cărucior și face așa și tot aeroportul șchiopii mei, hai haideți că șchiopii mei, exact. Și v-ați uit în alea? Toți, că mai stătea să ne mai certăm cu oamenii. Vedele, de unde au făcut, nevoie, Dumnezeule mare, de unde au făcut rost de șase scaune cu rotile. Doamne, ce accident au avut oamenii ăștia săraci. Dar toți se gândeau, ideea era că noi eram toți, we are friends, și ne mai și întreba, are you friends or family or, no, friends. Așa, băi, băiete, ce we are traveling. Ce accident a suferit, voi băieți, de v-ați ovit toți la picioare. Nu știu dacă am mai spus asta cu un prieten de la blog de acolo, de la mine din militar, nerupând nicio limbă străină, pleacă la Istanbul. Așa. Și ajungând la Istanbul, acolo îi sună pe băieții de aici, bă, am găsit chilipir. Voiau și pantofi, voiau și costume și nu știu ce. Și erau $100 și era $5. Bă, sigur, originale, mă, ce naibii, că am vorbit cu omul. A intrat la om în magazin, a explicat că are nevoie de 6 perechi de notase, 43, 42, așa, și costume. Ăla s-a uitat un pic, a zis că a făcut de 2-3 ori, nu l-a interesat, a luat toate astea, a venit cu ele în România. Le-a dat la băieți originale, frumos, negre, s-au încălțat copii, la prima ploaie erau de carton, la prima ploaie era un magazin îmbrăcat pe cei decedați, înțelegi? Și ăla a zis, Doamne, 6 bucăți ai și pe bărini diferite, Allah, ce accident ai avut, mă, băiatul. El fiind, când el n-a știind, știi, și a explicat, 43, 4, și ăla a dat 2 de 43, 2 de 43, și erau de îmbrăcat morți. Din categoria... Știi, când a plouat... Mai contează că acum îl îmbraci odată la cupă și nu-l mai vede ăla, nimeni. Păi da, dar că i-a ieșit pe stradă barosanii, înțelegi? Și mai aia, My Fair Lady. My Fair Lady. Al doilea mare titlu de musical pe care l-am cântat cu mare drag. Ce să spun, este o capodoperă. Sper să se reia anul ăsta. Chiar sper.